Cum petreceți de sărbători? Foarte bine. Acasă, în acasă, acasă, acasă. Crăciunul? Și Crăciunul tot acasă. Și Revelionul? Tot. Toate sărbătorile petrec acasă, la țară. Da. Cam de câți ani ați mai fost, nu știu, plecat, nu știu, la munte sau la un restaurant? De 2 ani. Anul ăsta nu m-am mai... Bani mai puțin și nu mai permit nici sănătatea să mă distrez prea mult. Acasă? Da. În familie? Nu plecați nicăieri? Momentan nu. Situația din România nu permite să plec nicăieri. Nici de Revelion? Probabil că de Revelion voi merge la un restaurant cu soția. Prieteni. Acasă? De Crăciun, nu Crăciunul acasă? Nu, Crăciunul în familie. Păi o să fiu cu prietena, cred. Mama trebuie să ajungă diseară și s-ar putea să petrec și cu mama și cu prietena, toți în familie, frumos. Crăciunul, Revelion? Revelionul, sincer, nu știu, nu am planul de Revelion. O să am traseul pentru permis pe 29, deci nu știu sigur ce am să fac de Revelion. La munte, sincer, nu am fost până acum. Nu am avut timp și situația materială ca să merg la munte, dar se poate. De ce nu? Poate. Dacă dai și de permis? Exact, perfect. Dacă le iau, s-ar putea să... Sărbători cu bine. Mulțumesc și vouă la fel. Acasă. Crăciunul? Tot acasă. Revelionul? Tot acasă. Cam de câți ani ați mai fost la munte, să zicem? Ah, de foarte mulți ani. La un restaurant? Tot la fel. Ani. Bani? Buni. Nu neapărat, dar, nu știu, probabil comoditatea, oboseala... La seară cu familia, bunicii, rudele... Revelionul? Revelionul, nu știu. Deocamdată nu am o opțiune. Un mesaj pentru Giurgiu Vendea? Sărbători fericite, la mulți ani, numai bine. Încă nimic. De Crăciun? Acasă. Cam familie. Acasă? De Crăciun? Acasă, sigur. Și Revelionul? Nu știm, să vedem. Așteptăm. La un munte de când ați mai? De mult timp. De foarte mult timp. Pentru că nu sunt posibilități. Sunt un restaurant? Nici acolo. Sunt, cum să spunem, cadourile care sunt nelipsite. Banii de la serviciu sunt foarte puțini. Asta e, ne strângem un pic în jurul casei, așa. Să fie înțelegere, cât mai multă prosperitate și un la mulți ani. Cum petrece toată lumea? Acasă, frumușel, e mai bine. Revelionul? Revelionul? Ei, Revelionul ne mai gândim. La munte? La restaurant? Păi la munte ce să mai merg cu soarele ăsta? Mai bine stau acasă. La mulți ani și să le dea Dumnezeu tot ce doresc.